Președintele Partidului Național Liberal Neamț, deputatul Mugur Cosmanciuc și senatorul Eugen Țapu, șeful de campanie electorală al PNL Neamț, prezenți la depunerea listelor de candidați pentru viitorul Consiliu Local, au exprimat optimism față de câștigarea alegerilor la scrutinul din iunie 2016. Sunt bucuros și fericit că sunt astăzi în prezența dumneavoastră și în fața dumneavoastră într-o asemenea echipă și stăteam și mă gândeam în timp ce vorbea domnul primar Laurențiu Leureanu că dumnealui nu este în campanie, dumnealui a terminat o campanie și va termina, după ce a spus puțin mai devreme, toate proiectele și campania 2020, cred că înainte de 2020. Roman 2020 cred că va fi Roman 2017, pentru că după cum îl cunosc, după cum l-am auzit și mai ales după cum am văzut că se mișcă, știu sigur că la sfârșitul anului 2017 promisiunile făcute vor deveni un simbol nu doar pentru Roman și județul Neamț, ci pentru întreaga Moldovă. Suntem astăzi în fața dumneavoastră cu recunoștință pentru că ne-ați primit astăzi aici, cu mulțumire că ne sunteți alături și mai ales cu încredere că pornim pe un drum așa cum este această sfântă sărbătoare a Sfântului Mare Muceniu Gheorghe, care ne va ajuta ca proiectul Neamț 2020 să fie un proiect de bună dezvoltare. Mai marele peste liberalii neamțeni este încântat că profesorul Laurențiu Leureanu face parte din echipa liberală și este convins că oricare șef de partid și l-ar dori alături. Bun organizator, secretar general al PNL Neamț, Laurențiu Leureanu se va implica și în campania electorală din celelalte localități din județ. Partidul Național Liberal are la Roman un om destoinic, un om vrednic și mai ales un om care știe să conducă comunitatea și oamenii. Dacă aș fi într-un alt partid, aș fi foarte trist că nu l-am pe Laurențiu Leureanu. Fiind în Partidul Național Liberal, sunt bucuros că avem astfel de oameni de calitate și am convingerea că nu doar aici, ci și în toată zona metropolitană a Romanului, Partidul Național Liberal va exporta succesul. Vă mulțumesc! Șeful de campanie electorală al liberalilor nemțeni a reamintit faptul că edilul șef al municipiului este iubit de romașcani pentru ceea ce a reușit să facă din Roman un oraș cenușiu până la intrarea sa în demnitatea publică de primar. Avem în alături și sunt fericit că avem alături o echipă care este pe departe cea mai puternică, cu domnul primar Laurențiu Leureanu, care este un om iubit de romașcani, iubit, rețineți, repet, iubit de romașcani, pentru că a reușit în cele două mandate să transforme Romanul în bine. De asemenea, în spatele domniei sale este o echipă de consilieri pe departe cea mai puternică, pe departe cea mai valoroasă, care va face diferența la municipiul Roman. Senatorul Eugen Țapu este la fel de optimist și în ceea ce privește campania electorală pentru Consiliul Județean și principalele localități ale județului Neamț. Lângă noi, în această echipă unită de la județ, este domnul deputat Mugur Cosmanciu, care cu certitudine, vă spun, va fi viitorul președinte al Consiliului Județean. Să rețineți treaba asta. Pentru că avem în vedere să câștigăm la scor Romanul, la scor Piatra Neamțu și cât mai multe localități din județul Neamț. Și o să vedeți că așa o să se întâmple. Încă o dată sublinez echilibru și valoarea echipei din spatele primarului Laurențiu Dan Leureanu, valoarea echipei liberale, care, așa cum spunea și domnia sa, este cea mai puternică pe care Partidul Național Liberal a avut-o după 1990 la Roman. Liderii PNL cred că la Roman primarul va câștiga un nou mandat cu peste 50% din opțiunile electoratului care se va prezenta la urne, indiferent dacă alegerile se vor organiza într-un singur tur de scrutin sau în două, în funcție de decizia Curții Constituționale, care se va pronunța pe acest subiect exact în ziua de 4 mai, când va începe oficial campania electorală.